dar ce avem noi aici? Guvernul, mă, guvernuțul, tocmai a făcut primii lui pași. Ii, ce drăguție! Era și timpul, domnul Dragnea, haideți că destul i-ați dădăcit. Băgați în priză, dați-le drumul prin curte, să se descurce și singur, domne, nu mai stați ca o cloșcă peste ei. Bine, am înțeles, săptămâna trecută s-a repezit nenea ăla rău și i-a speriat. Da, cu gata, zilele astea, bau, bau, e plecat din țară, haideți să vedem cum se descurcă băieții. Ia, ia! O parte din miniștrii n-au fost foarte atenți și n-au înțeles foarte bine că programul de guvernare care a fost aprobat prin vot trebuie să fie pus în practică 100% și din eroare, din greșeală, din neatenție probabil, au încercat să pună alte priorități care nu erau regăsite în programul de guvernare. Viorel Ștefan a înțeles foarte bine, numai că fiind la prima confruntare a lui cu ministerele, a fost poate mai moale decât trebuie să fie un ministru de finanțe. E de bună credință, este bun profesionist, a fost puțin mai moale decât trebuia. A, stați puțin, nu, deci nu s-a putut abține. Dragnea i-a convocat și aseară să-i mai asculte o dată la lecții, să-i verifice, domne, la unghi, la batistă, la buget. Știți că a ieșit prima variantă a bugetului pe 2017, iar șeful n-a fost foarte mulțumit. În fine, să revenim la ziua de azi. Guvernul Grindeanu a avut cea din tâi ședință mai serioasă, așa. S-au făcut ultimele reglaje la buget, i-au mai dat acolo un ciocan, un kit, un Ipsos, un lavabil și l-au scos pe masă. Domnul ministru, ce scuze că vă întrerup. Prezentarea pe scurtă și pe aceea, sigur, în ședința, când începem ședința efectiv de guvern, prezentați pe larg proiectul. Deci limitele propuse au fost estimate ținând seama de constrângerile bugetare privind încadrarea în deficitul ESA, respectiv 2,99 din PIB, respectând 3% prevăzut în tratatul de la Maastricht. Oh, ia uziți, marketing, nene, deficitul la 2,99% din PIB. 2,99 ca la magazin. E bine, mă, e bine, bravo. Hai, mai departe. Mulțumesc. Vineri facem ședința, domnule ministru. Pentru... Domnule prim-ministru, v-aș ruga să fiți de acord să facem vineri. Doamne, ce-i asta, mă? Pionierii șoimii patriei. Șefu, vă rog să fiți de acord să facem ședința când vreți dumneavoastră, da? Vă rog. Sau cum? Doamne ferește. Era frumos acum ca Grindeanu să răspundă foarte hotărât. De acord. Doar să-l întreb pe domnul Dragnea când i-ar conveni să pună ziua de vineri. Nu, că nu m-ar mira.